Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Rece ca piatra. Știu că tu gândești că sunt nebun, nu-i așa? Relaxează-te! Dacă nu era din cauza echipamentului, n-aș fi făcut asta. Eu sunt un farzor, nu un idiot. Ține minte, comparat cu ceea ce am fost eu supus recent, este la fel de periculos. Nu, mama, tata, eu nu vreau să merg la școală. Stai puțin, e sâmbătă. A, nu, e sâmbătă. Una din zilele alea care ajung să însemne o teroare pentru gospodăria Larkin. E mai rău decât plictisitoarea zi de marți, chiar mai rău decât joia de curățenie. Haide, căpățână somnoroasă, este sâmbăta relației părinte-copil. O să jucăm niște mini-golf. Danny, am nevoie de ajutorul tău. Mamă, dacă sună Terry, spune că tocmai am plecat. Am uitat de ședința cu părinții. Jen trebuie de asemenea să-și petreacă ziua făcând chestii plictisitoare cu mama, ceea ce înseamnă că va suferi cel puțin ca mine. Ține minte, Jen, petrecerea bolului de plastic începe la ora 2. Poate că Jen ar trebui să înceapă propria ei colecție, pentru când se va mărita. Ai dreptate! Să-mi amintești să o sun pe Leslie că vom sta câteva ore în plus. Draga mea, mi-ai pus pantalonii mei preferați, bermudele, în sacul pentru săraci. Iarăși! Ești sigur că e bine să porți pantaloni scurți într-o zi ca asta, tată? Despre ce tu vorbești? Este superb afară! Furtună de zăpadă? În iunie? Da, vreme ciudată, nu? Cred că o să mă... Hei, s-a oprit! Haideți repede că ne pierdem timpul! Sunt un rebel iubitor, nu mă poți liniști. Trebuie să bat drumul, să plec din oraș. Poate că eu sunt o ridiche, prins adânc în pământ, dar te-am la mine, suflet, trebuie să vii. Haide, copile, hai, dă-ți drumul. Aș fi vrut eu să pot, dar ai încuiat ușile. Ești amuzant, Andy. Ești un adevărat meșter al cuvintelor încrucișate. Poate că sunt o ridiche, prins adânc în pământ, dar te am la mine în suflet, trebuie să vii, trebuie să vii. Hei, a apărut un nou local, Casa Internațională a Ficatului și Cepei. Putem încerca și noi mai târziu. Eu prefer cele patru tipuri de mâncăruri: prăjite, năbușite, topite și carbonizate. Știi tu, Benson Burger? Asta e ciudat! Unde s-ar fi putut duce? E, ce păcat! Presupun că va trebui să terminăm jocul mai repede. S-ar fi putut dacă n-aș fi venit pregătit. Cel mai bun scor de până acum. Băiete, toate aceste obstacole te țin în formă, nu-i așa? Ia uite-l și pe Larkin și cu fiul său. Prea încet. Glumețule, Andy, ți-l amintești pe Henry? Bună, Andy. Acesta e fiul meu, Maurice. Prea încet. Eu l-am învățat tot ce știe. Ce-i spune dacă am jucat un biliar la club, eh? Da, tată, du-te, eu mă descurc. Doar nu ai încercat să scapi de mine, nu, fiule? Ce? Eu? No! Bine, ne vedem mai târziu!
Deci, ce zici de un joc? Altădată am o scădere de glucoză și este un burger cu numele meu pe el, să știi. Ei, și am să te spun tatălui tău că ai plecat pentru un burger de pui. Mulțumesc pentru burger, Andy. E, n-ai pentru ce. M-ai salvat dintr-o soartă mai rea decât o operație de măsea până la urmă. Scuzați-mă, pot să împrumut sarea? Ce cauți tu aici? Dar ce faci tu aici? Unde-i mama? Unde-i tata? Pe cine păcălim noi? Ne-am abandonat părinții. Eu prefer să-i spun o rupere temporară de cel mai tâmpit sport de pe pământ. Bună, Frank! Dă-mi doi burgeri. E o surpriză pentru fiul meu. El crede că ne-am dus la ficăței și ceapă. Și chiar este un pusnic care trăiește într-o moară de vânt. Măcar ei ai un proaspăt. Femeia care găzduiește petrecerea are plastic pe toată mobila. Frida, ia ghici cine lua masa la Beans and Burger. Chiar așa e, pe amândoi. Oh, nu, cred că noi supra-solicităm la nivelul ăsta. Asta e o idee bună. Dacă ei se așteaptă la tachinări, cine suntem noi să-i dezamăgim? Neața la amândoi. Superbă sâmbătă, nu-i așa? Vai, nu pot să cred, este sâmbătă? Dar de ce nu am observat asta? Tatăl vostru și cu mine avem ceva special planificat pentru astăzi. Ne-am gândit să facem ceva cu toții împreună, în locul obișnuitelor lucruri băiat-băiat și fată-fată. Nu vă îngrijorați! De data asta am întrebat pe cineva de vârsta voastră care e cel mai bun loc în care doi adolescenți să-și petreacă o după-amiază. Deci, tată, care e locul ăla misterios? Ei bine, n-ar mai fi o surpriză dacă v-a spune acum, nu-i așa? Dar vă pot spune că e într-o mare încăpere cu locuri. Și sunt mulți oameni care se distrează. Și vom practica un sport grozav. Și s-ar putea să vă spun prea multe cu asta, dar să știți, vă vor fi solicitate picioarele. Super! Bine, deschideți ochii! Surpriză! Aha, ne-am gândit să ne înrolăm în Liga de Curling! Oh, privește, draga mea, nu mai au cuvinte! N-ai spus tu că ai vorbit cu un adolescent despre asta mai întâi? Sigur că da! Cine poate să creadă că sportul ăsta este pentru sâmbătă după amiază? Bună, băieți! Este familia Larkin! Ce mai faceți? Blanchet! M-ai prins aici! Ce spuneți dacă tu și fiul tău n-ați însoții? Ne-ar fi de folos ceva susținători în plus? Nu vă supărați, nu? Nu știu de ce, dar colegii noștri de echipă ne-au lăsat. Tată, nu se poate să vorbești serios? Nu pot să joc curling cu tine, nici măcar nu știu cum se joacă. Oh, nu, fiule, nu cu noi, împotriva noastră. Părinți contra copii. Și nu te îngrijora, Maurice te poate învăța cum să joci. E un adevărat profesorist. Oare de ce nu mă mir? Nu voi uita niciodată fața lui Jen când a alunecat în peretele ăla. Da. Și Andy când s-a lovit de piatra aceea cu capul, i-a învățat minte să nu ne mai înșele. Deci asta e jocul lor. Hei tu, cred că piatra mea are nevoie de o lustruire. Ce joc dur, nu? Da, dacă prin tare înțelegi umilitor și degradant, atunci da.
Ai grijă, măi, Jacques Villeneuve. Ei, copile, așteaptă. Ai vrea să câștigi 10 dolari? De ce rânjești așa? Tocmai pierdem din cauza lui mami și tati. Eu cred că norocul nostru este pe cale să se schimbe. Îți cunosc privirea asta. Pui la cale una din farsele tale stupide, nu-i așa? Ce e asta? Chiar te gândești să trișezi în fața părinților noștri? Alo? Aici pământul către gen. Trezește-te și simte mirosul umilinței. Ei fac chestia asta special ca să-și ia revanșa. I-am păcălit săptămâna trecută. Mă rog, eu, pentru mine e război. Totul este considerat cinstit. Eu nu cred că tu realizezi ce urmează să faci. Nu cred că realizezi că mama tocmai ți-a înscenat o întâlnire cu Morris. Bine, de acord, am intrat. Să-l batem bine. Haide, scumpă, vei reuși? Iar dacă nu, a învinge nu e totul. Totuși, ai făcut un joc bun pentru un începător. Da, chiar sub nasul vostru, mami și tati. Asta chiar a fost o lovitură a naibii de bună. Până la urmă s-ar putea să câștigi, scumpă. Trebuie să fie norocul începătorului. Oricum nu aveam de gând să vă batem. Mă rog, dar nu știu cum s-a întâmplat asta. Am câștigat! Aș vrea să le mulțumesc părinților, fără de care nimic din toate astea nu ar fi putut fi posibile, ținând cont de cât de prost au jucat și au pierdut. Eu accept înfrângerea cu demnitate. Trebuie să recunosc că v-ați descurcat bine la joc. Nu mă așteptam la asta. Plăcerea e de partea noastră, sunt sigur. Mama voastră și cu mine avem o confesiune de făcut. V-am păcălit cum ne-ați păcălit și voi pe noi. Noi știm că voi credeți că sâmbetele cu părinții sunt plictisitoare. Acum chiar n-am fi crezut asta, doar că le lipsea ceva așa, distracția, să-i zicem așa. Ei bine, mă bucur că ați avut parte de ceva distracție astăzi, pentru că ne-am înscris în turneul Ligii din East Pickle. De data asta, toți vom face parte din aceeași echipă. Turneu? Vrei să spui că e în fiecare weekend? Sâmbăta și duminica, începând de mâine. Da, dar abia pot să mă țin pe gheață. După cum ai jucat astăzi, draga mea, cred că ai putea lupta chiar și pentru premiu. Ai un stil unic de a atinge piatra și o faci să alunece pe lângă obstacole ca vrăjită. Hei, dulceață, cum crezi că sună numele ăsta pentru o echipă? The Rolling Stones? Privind partea bună a lucrurilor, nu ne suspectează cu nimic. Ascultă, mi-ai făcut probleme mari. Trebuie să le spui tot. Dar nu pot să le spun pur și simplu că am câștigat trișând. Ne vom pierde toți banii de buzunar. Spune asta cuiva căruia îi pasă, pentru că eu nu pot fi văzută jucând sportul ăla stupid. Nu mă umilesc în public. Ok, asta e. Am să o spun repede ca să nu le produc o durere prea mare. Părinții ăștia sunt așa de fragili. Nața, drăguță! Uite, încearcă asta! Andre? Asta e tot ce am găsit cu înscris așa mic. S-ar putea să ne facem logo-ul la timp. Tată, mamă, vreau să vă spun ceva despre curling-ul ăsta. Mă gândeam că n-ar fi drept să vă răpim chiar toate weekendurile. Să ne duceți acolo. Nu fi netăfleți, fiule! Mă bucur că în sfârșit am găsit ceva de care să ne bucurăm toți așa ca o familie. Bine, dar dacă noi nu am fi... Adică, vreau să spun... ceea ce vreau să spun este că și eu mă bucur că ne putem petrece timpul împreună. Ați văzut? Fără durere! Nu le-ai spus, nu-i așa? A? Relaxează-te, Jenny, e doar un joc. Dacă pierdem, vom fi eliminați și asta-i tot. Mă gândeam că... Mă întreb oare ce-o fi fost zgomotul ăla?
Sunt convinsă că ai preferat să mă țin în pantofi mirositor și în poliester pentru totdeauna. Așa că mi-am luat niște măsuri de precauție. Înțelegi? Despre ce vorbești, surioară? Despre ceva micuț ce am găsit sub salteaua ta. Știi, ar trebui să-ți găsești alt loc pentru micile tale secrete murdare. Doar nu vrei să spui că... Chiar așa, cărticica Ursuleții Cosmici. Ce crezi că vor face glumeții de la școală dacă i-ar anunța cineva că tu citești această carte de colorat? Dar nu e o carte cu glume, e un lucru de colecție. Sunt sigură că le poți explica lor lucrurile de finețe. Asta după ce vor râde de tine și te vor da afară din oraș. Sau poți evita asta terminând jocul azi. Ține minte, dacă eu cad, cazi și tu după mine. Clar? Oh, Doamne, cred că nu sunt chiar în formă astăzi. În regulă, dragule. Putem să-i mai ajungem din urmă? Am marcat! Asta e roza mea, celălalt cel mai bun jucător din echipă. Am marcat! Nu-i bine! Lovitura mea ar fi fost afară. Iar nu-i bun planul tău, câștigăm! Dar nu pot să fac nimic, oricât am jucat de prost. Ei sunt și mai și, câștigăm pe greșeala lor. Este o cale de a ne asigura că pierdem. Nu știu, mama și tata vor fi zdrobiți. Ei fac chestia asta pentru noi. Atunci asigură-te că nu vor afla. Ascultă, fiecare minut pe care îl petrec aici mă duce la riscul de a fi văzută de cineva de la școală. Fă doar ce trebuie, nu altfel. Aici erai, mă întrebam unde te-ai dus. Cum când am ajuns la mijlocul poveștii mele de neuitat? Cred că nu era așa de greu de ghicit. Ascultă, Clubul de Științe Fantastice susține o întâlnire vinerea viitoare. Mi-ar plăcea foarte mult dacă ai venit cu mine. Tipii ar fi impresionați dacă aș veni cu prietena. Morris, aș ieși cu tine doar dacă ai fi ultimul om de pe pământ și ar trebui să-mi schimb roata de la mașină. E un da? La ce oră să vin să te iau? Nu fi prea rea, dragă. Ce-i asta? Ce pui la cale? La naiba, m-ai prins. Eu tocmai trișam. Ce faci? De ce l-ai lăsat să te vadă, fraierule, ce ești? Deci și tu ești implicată. Ascultă, nu e ceea ce crezi, de fapt, noi încercăm să pierdem. Nu poți să ne pârăști, părinții noștri ar fi devastați. Ar trebui să vă torn să fiți descalificați. Sunt total de acord, trebuie să faci ceea ce trebuie să faci. Ce? Nu, ascultă, eu voi merge cu tine la festivalul tocilarilor. Dacă așa stă treaba... Iar apoi Jen poate să spună tuturor prietenilor în exclusivitate povestea de dragoste cu un tocilar de la Științe Fantastice. Deci ăsta e jocul vostru, înțelegerea cade. Scuzați-mă, dar cred că am să vă spun ceva tuturor. Sălile cele mari ale jocului de curling au fost pângărite prin joc necinstit. De ce nu faci nimic? Lasă tipul să vorbească. Am aici dovada că cineva pe care am primit cu bunăvoință între noi a abuzat de încrederea noastră și a ajuns să apeleze la Trișa ca să câștige turneul. Nu se poate, nu sunt acolo. Nu face asta, îți aduc fete pentru colegii tăi. Bine, îți aduc toată echipa de majorete. Când voi apăsa pe telecomandă, identitatea adevăratului trișor va fi dezvăluită chiar de obiectul farsic. Ei, Morris, dar nu cumva asta e piatra ta? Crezi că asta este amuzant, domnule comic? Îți place să-ți umilești părinții pentru mica ta disperare pentru atenție, nu? Și eu care credeam că toate aceste trofee au fost câștigate cinstit. Dar nu s-a întâmplat așa, așteptați. Nu înțeleg, cum a reușit? Tu m-ai rugat să am grijă de situație, iar eu asta am făcut. Nota, vă rog! Îmi pare nespus de rău că lucrurile au luat-o pe un drum foarte greșit, copii. Poate dacă vorbesc cu juriul, ne lasă să ne recalificăm. De fapt, tată, cred că experiența asta ne-a cam stricat cheful.
chiar nu ne pricepem la sâmbetele astea, părinte copil împreună. Se pare că nu avem chiar nimic în comun. Stați, poate că toți avem nevoie de un mic compromis. Vai, amețesc! Nu mă pot mișca! Mi-am rupt o unghie! Vreau înapoi! Haideți amândoi! Nu puteți renunța acum! Știți care e înțelegerea? Andy și cu mine decidem ce facem din două în două sâmbete. Azi e rândul nostru! Dar asta e o nebunie! Mai bine aș face parapante sau altceva! Asta e săptămâna viitoare, rândul meu! Ce? Nu poți să alegi două sâmbete la rând! Ne ești datoare, ți-amintești? Am jucat curling de două ori weekendul trecut! Of, viața e așa de dulce!